timp ce îți dorești chiar acum. Ceva de ciocolată și în același timp haios. Am ghicit? Nu întreba cum e posibil așa ceva și doar bucură-te de noua noastră provocare. E exact ce ai nevoie. Zec, ridicăm și noi capacele? Sunt gata să încep. Wow, un telefon într-o super husă! Ce tare! De când visam la unul? Zec, de ce te uiți așa la mine? Sunt doar puțin gelos. Sper să primești ceva la fel de grozav. Iac, e o caracatiță! Ce lipicioasă e! Se pare că de data asta doar eu am noroc. Și te las pe tine primul. Voi lua un clește să nu mă ating cu mâinile de caracatiță. Foarte dezgustătoare. Mai bine să nu o privesc, altfel mi se va face rău. Ce tentacule lungi. Nu mai trage de timp, Zec. Îmbăiază-o mai repede în fântână. Mă tem că nu-i va îmbunătăți deloc gustul. Aș linge doar ciocolata de deasupra și de restul nu m-aș atinge. Ce tare e! Nu pot mușca! Hai să filmăm ca amintire. Ba chiar mai bine să punem direct pe Instagram. Poftă bună, Zec! Nu te opri! Ești foarte popular! Monica! Ce crezi că faci? De ce ai pornit camera? Dacă e așa, atunci ține asta! M-ai speriat, Zec! Arată respingător! Mai că-mi scăpasem telefonul! Tu ești de vină! Gata! În sfârșit am terminat! Îți pun nota 10 din 10! A fost minunat! Poate te oprești totuși din filmat? De fapt, e timpul să-ți îmbăiezi telefonul în ciocolată și să-l mănânci! Dar e așa frumos! Îmi pare rău să mă despart de el! Îmi voi aminti de el toată viața! Oh, nu! E distrus fără șanse de recuperare! Acum gustă! Haide, Monica! Fie, fie, altfel nu-mi dai pace! Ciocolata e ca întotdeauna delicioasă! Dar mă tem că telefonul nu e pe gustul meu! Cu curaj, Monica! Se pare că telefonul s-a ars! Și împreună cu el ne-am scurt-circuitat și noi! Pornim, Emma! Eu încep! Oare ce e asta? Seamănă cu un ardei, dar e de ciocolată! Încearcă să-l privești mai îndeaproape! În principiu, pare de ciocolată! Trebuie să risc și să-l ling! Wow, aveam dreptate! Îmi place așa ardei! Cu plăcere îl voi mânca! Nu credeam vreodată că voi îndrăgi un ardei chili! Mă bucur pentru tine, Lucy! Oh, nu! Am înțeles ceva! Dacă tu ai primit ardeiul de ciocolată, înseamnă că al meu e adevărat! Trebuie să verific! Se pare că nu m-am înșelat! Ce eșec! Refuz să mănânc așa ceva! Nu te prosti, Emma! Ridică-l! Dumnezeule, ardei iute! Uimitor, trebuie să-l mănânci! Altădată, acum sunt în întârziere! Ba, vezi să nu! Trucul ăsta nu funcționează! Mănâncă-l chiar acum! Emma, gata cu prosteala! Deschide gura, altfel va trebui să o fac cu forța! Uite, nu e un ardei! E un avion care aterizează de urgență! Știi cum să mă convingi, Lucy? De ce am ascultat de tine? Acum nu va fi a bună! Deși până acum nu se petrece nimic! Poate m-am temut degeaba? Se pare că nu! Începe! Wow, ce flăcări! Ajută-mă! Explodez! Fierbe totul în interior! Fă ceva! Repede! Oh, nu! Sunt complet pierdută! Un moment! Există o cale! Trebuie să stropesc limba cu apă! Și se pare că ajută! De ce nu m-am gândit mai rapid la asta? Ajunge, Lucy! Ajunge! Mi-e mai bine! Uf! Mă bucur că s-a terminat! Oricând ai nevoie! Desigur! Sărăcuța! Are nevoie de odihnă! Pe curând, Emma! Yeah! Uite și noile gustări! Hai să ridicăm împreună! Am primit un măr! Tare! Ador fructele! Tu ce ai, Zec? Nu-mi cred ochilor! E o ceapă! Dar de ce am din nou ghinion? Eu voiam să primesc mărul! Scuze, dar nu de data asta! Deja nu se mai poate schimba nimic! Și m-am gândit la ceva! Numai decât acest măr se va transforma într-o operă de artă culinară! Uite ce multe bombonele! Revin imediat la ele, iar până atunci voi lua un băț! Așa va fi mai comod de mâncat! Tare! Acum îmbăiez mărul în ciocolată! Ce frumos se așează glazura! Și uite și momentul cheie!
timpul să presar bombonelele. Vreau să le folosesc pe toate. Așa va fi mai colorat și delicios. Uite, Zec, e un adevărat măr curcubeu. Arată incredibil. Nici eu nu mă așteptam să-mi iasă așa grozav. O, și ce delicios e! Nu-mi pot alege cuvintele să-mi redau încântarea. Trebuie să gust rapid toate bombonelele. De-abia mă abțin să nu salivez. Trebuie să fie o glumă. Monica, ai buzele pline de bombonele. Ce haios! Nu văd nimic rău în asta. Numai decât mă voi șterge. Gata, mărul s-a terminat și eu m-am săturat. Zec, acum e rândul tău. De ce mi-ai amintit de asta? Nu vreau să mănânc ceapă! Oh, dar dacă aș folosi bombonelele, ar trebui să îmbunătățească gustul. Nu cred că e o idee bună. Tu doar nu vrei să mănânc și eu ceva delicios. Nu-ți voi asculta sfaturile. Uite cât de multă ciocolată! Sigur va schimba gustul spre mai bine. Mai rămân doar bombonelele și pot gusta. Arată grozav! Nici nu o diferențiez de măr. Ce părere ai, Monica? Știu că-ți place. Ești imposibil, gusta mai rapid. Mă descurc și singur. Trebuie să mușc mai mult ca să simt toată paleta de gusturi. O, ciocolată și bombonele, dumnezeiesc! O, nu! Iar acum simt clar gustul de ceapă. Ia, ce scârboșenie! Planul meu a eșuat. Mă voi preface ca Monica să nu se prindă. Dar ce greu e să mă abțin. Îmi curg lacrimile de la ceapă. Era clar. Iac, acum îmi miroase gura a coș de gunoi. O, ciocolată! Trebuie să beau să treacă gustul. Delicios! Mă tem să-mi imaginez cum se simte. Zec, te-ai pătat tot. Ai mustăți și barbă de ciocolată. Nu ai vrea să ți le ștergi? Să le șterg? De ce? Eu zic că-mi vin de minune. Să fie! Lucy, sunt gata să ridic capacul. Wow, ce poșetă drăguță! Ador accesoriile roz. Sunt foarte stilate. Și chiar că arată grozav. Oare eu ce am? Incredibil, și eu am o poșetuță. Ce ciudat, de ce am primit aceleași lucruri? Nu înțeleg nimic. Trebuie să fie o capcană. Hai să ne dăm seama unde. Mi-am stricat poșetuța. Din ce e făcută? Nu seamănă plastic. Nu se poate, e de ciocolată. Mirar, și eu aș vrea o poșetuță de ciocolată. Felicitări, Emma. Mulțumesc, e foarte delicioasă. Mă bucur că poșetuța mea nu e adevărată. Mai ales că mi se făcuse foarte foame. Ce a fost asta? Wow, înăuntru are cosmetice. Uimitor! Doar nu sunt și ele de ciocolată. Poate e ceva și în poșetuța mea? Trebuie să verific. O, da, nu m-am înșelat. Și ce vei face cu toate astea? Mai întâi mă voi parfuma. Vai, mi-am dat fix în nas. Oh my God. Noroc, Lucy. Ce bine că de la parfumul meu nu voi strănuta. Și toate pentru că e făcut din ciocolată. Ce delicios! Ador dulcele! Nici o zi nu pot trăi fără el. Încetează să te mai lauzi. Oricum sunt mulțumită de ce am primit. Uite ce sclipicuri minunate. Poate sunt comestibile? Iac! Nu trebuia să gust. Nu ai mâncare, obișnuiește-te cu ideea. Ce ai făcut, Lucy? De ce m-ai murdărit? M-am săturat de veșnicile comentarii. Și eu voi face în continuare. Iar tu privește și enervează-te. Nu mă vei scoate din sărite. Oricum sunt convinsă că și eu am ceva comestibil. Probabil e rujul. Mirar, e tot adevărat. Stop, nu trebuie să mă dau de gol. Voi juca un mic rol special pentru Emma. Sunt convinsă că mă va crede. O, ce ruj delicios! Ți-am zis eu că e comestibil. Serios? Incredibil! Dacă vrei, putem face schimb. Bine, haide. Sunt foarte curioasă să-ți gust rujul. Și chiar că nu miroase rău. Probabil e făcut din zahăr ars. Nu, nu seamănă deloc cu zahărul ars. Ce mai scârboșenie! Nu voi mânca asta.
Lucy, m-ai păcălit! Nu sunt eu de vină că ești așa naivă! Iar rujul tău e într-adevăr delicios! Crezi că voi lăsa asta așa? Ba, vei să nu! Ține-te! Gata, gustările de ciocolată s-au terminat pe azi! Ne vedem când ne refacem stocurile de bunătățuri! Pe curând!